Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm în Comuna Stoina, mai exact la Liceul Tehnologic Stoina. Realizăm astăzi un interviu cu doamna directoare pentru a afla mai multe amănunte despre oferta educațională, dar și baza materială de la Liceul Tehnologic Stoina. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la noi! Ce ne puteți spune despre oferta educațională 2016-2017? Cu ce așteptați pe elevi? Îi așteptăm cu lucruri bune. Îi așteptăm cu brațele deschise, cu lucruri bune. Îi așteptăm să vină la noi. Să vă spun puțin și despre ce avem în prezent, ca să-și facă o idee despre ceea ce îi așteaptă aici. Avem pentru anul școlar 2015-2016 378 de elevi, împărțiți pe niveluri de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și învățământ profesional. Deja anul acesta avem al doilea an învățământ profesional. În decembrie am înaintat către ISJ Gorj proiectul planului de școlarizare pentru 2016-2017. Am primit aprobare pentru încă o clasă de învățământ profesional și o clasă liceal. Și în felul acesta avem și instruirea în domeniul electric, dar și în domeniul mecanic, atât liceu cât și învățământ profesional. Am înțeles, deci iată o ofertă foarte bogată pentru cei care vor să aleagă liceul. Cei care vor să vină, și această ofertă este în principal pentru comunele învecinate, pentru că trebuie să ne gândim și la distanța pe care o au elevii între domiciliul lor și alte licee din împrejurim. Liceul Tehnologic Stoina prezintă această ofertă educațională pentru comunele învecinate. Avem 6-7 comune care în ultimii ani își trimit absolvenții clase 8-a către Liceul Tehnologic Stoina. Pentru transport, microbuz? Pentru nivelul liceal și profesional nu avem microbuz școlar, nu se oferă transport. Se decontează acel transport conform hotărârii Ministerului. Avem transport școlar pentru nivel gimnazial, două microbuze școlare, unul primit chiar anul trecut nou și deja este utilizat și util și foarte bun și ne scapă de foarte multe griji. În felul acesta încercăm să acoperim pe cât posibil tot ceea ce este nevoie. Ce secții vor fi din toamnă? Avem la învățământ liceal, continuăm de fapt parteneriatele și contractele de practică cu OMV Petrom Craiova și în felul acesta avem domeniul electric, calificarea tehnician în instalații electrice, iar pentru învățământ profesional am mers pe mecanic ca să oferim și o alternativă elevilor cu specializarea mecanic, utilaje și instalații în industrie. Am înțeles. Sunt, bănuiesc, secții solicitate de elevi, dacă spuneți că vin din 6 comune învecinate. Sunt solicitate, ca să facem oarecum o prezentare ceea ce avem în momentul de față. Avem la învățământ profesional anul acesta școlar 2015-2016 54 de elevi, iar la nivelul liceal, la învățământ liceal, 107. Am înțeles. Ce ne puteți spune despre baza materială? Ne aflăm într-un laborator de informatică în momentul acesta? Acesta, da, este unul din cele două. Avem două laboratoare de informatică, în total un 55 de calculatoare, atelierul școlii. Încercăm să obținem și să-l dotăm un pic mai mult, pentru că asta cred că este o problemă la liceele tehnologice, baza materială în ceea ce privește atelierul, dotarea atelierului. Avem aceste contracte cu OMV Petrom Craiova și încercăm să obținem de la dumnealor o dotare mult mai amplă a bazei materiale, un sprijin și un ajutor. Avem deja proiecte în derulare și încercăm să le finalizăm. Laboratoarele, sălile de clasă cu care elevii sunt obișnuiți. Teren de sport. Teren de sport. Și ne puteți spune despre cadrele didactice care predau? Cadrele didactice sunt în majoritatea cadre didactice titulare și acesta este un lucru foarte bun, pentru că sunt atașate de unitate. Este un inconvenient sau un lucru mai greu de realizat, pentru că noi lucrăm în două schimburi și sunt foarte multe cadre navetiste, dar se decontează naveta, orarul se structurează în așa fel încât să ajute atât elevii cât și profesorii. Avem și biblioteca școlii, un număr de volume de peste 7000, cititori,
Avem și biblioteca comunală în apropierea școlii, deci elevii pot să opteze spre ce bibliotecă doresc. Rezultate bune la învățătură pentru elevii? Sunteți mulțumită? Mulțumită. Tot timpul se poate mai bine. Tot timpul e loc și de mai bine. Încercăm și sperăm să obținem anul acesta, pentru că știți că se așteaptă deja examenele naționale. Noi sperăm rezultate mult mai bune față de cele de anul trecut. În fiecare an, la clasa 8-a, am avut și note maxime, dar am avut și note foarte mici. Acum noi sperăm ca interesul elevilor să fie păstrat și al părinților și beneficiarii primarei educației ei, într-adevăr, să își arate pe deplin efortul pe care l-au depus în timpul anului școlar. Bănuiesc că elevii sunt interesați de școală, sunt interesați să învețe. Bine, asta și cu ajutorul profesorilor, și cu ajutorul părinților. Și cu ajutorul părinților. Colaborarea este foarte bună cu părinții, cu cei care și-au păstrat colaborarea încă de la nivelul preșcolar primar. Cei care au colaborat și-au păstrat colaborarea permanentă. Nu ne mulțumește întru totul această colaborare, pentru că noi încercăm să avem un număr maxim de prezență la ședințele cu părinții, la lectorate, la activități, dar pe cât posibil cu cei care sunt interesați. Da, sunt cazuri și cazuri. Cazuri și participă la activitățile culturale, la activitățile sportive? Participă. Cadrele didactice îi antrenează în diferite activități. Am avut și la nivel liceal participare la concurs național la Craiova, la Odobleja, și au venit cu premii. Încearcă pe cât posibil și cadrele didactice de pe catedra tehnică să-i atragă în diferite concursuri, încât să prindă drag de meseria pe care și-au ales-o, pentru că știți că în final ei vor avea acel certificat de calificare profesională și practic să se atașeze și să conștientizeze calificarea și profesia pe care și-au ales-o. În săptămâna școală, altfel, ce activități s-au desfășurat la nivelul lor? Au fost foarte multe activități, inclusiv excursii. Domnul profesor de religie, care are și ore de istorie, este foarte antrenat în ceea ce privește partea arheologică a comunei. A mers cu ei la acele descoperiri, au vizitat, sunt și diferite poze de la activități pe site-ul liceului. Liceul este un liceu foarte vechi? Sau... Este, da, da, este un liceu foarte vechi. Prima datare a școlii a fost pe la 1821, din 96 grup școlar industrial Stoina, iar din 2013 liceul tehnologic Stoina. În ceea ce privește baza materială, ce ați mai dori dumneavoastră să se facă, nu neapărat anul acesta, în funcție și de... Noi ne dorim foarte multe, dar anul acesta avem, deja am încheiat un proiect cu Ministerul Educației și vom avea o clădire nouă în ceea ce privește învățământul primar de aici, de la centru. Avem o clădire veche de peste 100 de ani, unde funcționează cele două clase de la învățământ primar în regim simultan, și până la 31 decembrie sperăm să o dăm în folosință. În rest, altceva? Ce ar mai trebui? Ce ar mai fi necesar? Suntem mai modeștere, mai puțin, sperăm să ne descurcăm cu ceea ce avem. Încercăm anul acesta cu finanțarea costurilor pe elev să ne încadrăm atât cu cheltuieli de personal, cât și cu cheltuieli materiale, și avem, bineînțeles, și foarte mult sprijin la nivelul comunei. Din partea autorităților locale? Da, Consiliul Local Stoina și Primăria Stoina, la orice solicitare a noastră, au răspuns pozitiv. Ce aveți și trebuie păstrat. Se apropie vacanța de vară, cu siguranță vor începe lucrurile de igienizare. Igienizare, ca în fiecare vară, trebuie să ne ocupăm de așa ceva. Elevii pleacă în vacanță și cadrele didactice, noi rămânem să pregătim începutul anului școlar următor așa cum trebuie. Vă mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Le recomandăm celor din comunele învecinate să vină la Liceul Tehnologic Stoina. Aveți secții interesante care cu siguranță le oferă o meserie de viitor. Noi așteptăm cu mare drag. Îi așteptăm cu mare drag. Mulțumim mult, punem punct aici ediției de astăzi, Dialog Social în Comuna Stoina. Ați urmărit un interviu cu doamna directoră a Liceului Tehnologic. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.